Așa cum spunea Mihăl Cogălnicianu, mare nostru om politic, când citești istoria adevărată, ea te ispitește prin trecutul ei, îți dă siguranța prezentului și speranța viitorului, dacă nu o citești pe cea adevărată și ai parte de ea. În esență, fără istorie nu există națiune. De ce? Pentru că istoria este un lucru sfânt, deoarece ea mărturisește adevărul, iar adevărul este Dumnezeu.